Dacă eu mă trezesc la viața spirituală, da? Și înțeleg că sunt ajutată divin și legătura mea e cu divinitatea direct și divinitatea are legătura direct cu mine, nu mai trebuie să, da? Nu știu ce ministere și nu știu ce, da? Totul e divin, e direct. Legătura directă am cu divinitatea, da? Păi să ne dăm seama o clipă. Generația nou-născuților. Îți luați în primire divin, direct, dinăuntru, ia în brațe univers. Și punct. Și ce poți să te dai tu cu părerea altă generație, ce poți, poate să le, ce poți să învăț eu copilul care vine. Da? Eu pot să susțin și să învăț generația mea, generația din 3D care sare pe 4D pe pod și ajungem în 5D și ne ancorăm. Așa. Copiii nu e în jurisdicția mea să-i ajutăm cum. Ei mai repede mă ajută pe mine. Ei cu proiecțiile lor, cu înțelegerea lumii lor și așa mai departe și au legătura divină direct de când se nasc, direct în brațele Universului. Și ce vreau să zic cu gândul acesta minunat? Așa. Și să nu ne speriem, să nu ne mirăm când o să înțelegem că copilul are legătura direct divină, da, cu divinitatea și școala o face divin. Școala divină, nu știu cum să zic. Deci prima întâlnire a lui cu spațiul în care se naște, învață să nască, ca și cum și-aduce aminte, el deja știe cum să nască, plânge de 2 ori și respiră liniștit copilul, da? Parcă știe cum să nască și a adus aminte. Da? Și în tot. Când crește, își face cunoștință cu ajutorul divinității în orice și la orice. Și să nu ne minunăm dacă are multe de ascultat dinăuntru lui, nu poate să învețe după cărți învățabile de mult și știibile de Ministerul Învățământului, nu are nicio treabă, da? Okay. Și să nu ne minunăm de ce online, copiii învață tot mai mult online, tot mai mult caută, înțeleg, încearcă natura dinăuntru, în afară, natura, ei știu mai bine să asculte, ei știu mai bine să vadă, au imagini mai colorate, mai puternice, mai adevărate, la ei imediat se proiectează, da? El stă de vorbă, copilul când se joacă e pe bune, el are, își proiectează lumea lui. Să ne aducem aminte de copilăria noastră, cât de adevărată era și de imaginea bolnavă, cum vine, da? Foarte puternică, creativă. Eu când mă jucam, era pe bune, nu stăteai pe gânduri, ce să spui în clipa aceasta. Știai replicile. Că făceai în glumă, văzându-i pe cei mari, că îți imaginai o altă viață, te jucai de-a viitorul, de-a trecutul. Da. Și să nu ne minunăm când nu o să mai fie profesorii, o să fie digitali, începând cu natura, și ea e digitală într-o formă, e proiecție, o simți, a miros, palpabilă, e așa, dar e proiecție. Da? În afara noastră e proiecție. Înăuntru e adevărat. Și când te gândești ce e înăuntru, e nimic. Ei, ăla e adevărat. Se proiectează. Orice e creație. E creația fiecărui om. Ce vezi în fața ta, e creația ta. Felicitări! Ai nimerit-o, n-ai nimerit-o, mai lucrezi la ea. E ok. Copilul
nu mai are nevoie de profesor concret, să nu chinuim profesorii să stea, să bată în, cu creionul în masă, să zică liniște, să nu. Are în fața lui totul digital, totul e proiecție în natură, în ceva progresul științific, să zicem, da? Totul ce apare nou. Eu văd, am imagine acum cum stau copiii și învață jucându-se orice în fața calculatorului, să zicem, se joacă afară, vin înapoi înăuntru, iarăși aceeași ambianță. E mai mult ce vedem noi în fața calculatorului acum. Sunt proiecții în viitor, sunt proiecții în fața copilului, pe bune, adevărate, simțibile, palpabile, mirosibile, cu tot ce îl interesează, cu tot ce se schimbă lucrurile, vede ce are nevoie, învață imediat. Eu într-o zi am avut așa o... Tot e remembering, ți-aduce aminte. Ești venit de undeva, fie energie, fie lumină, fie vibrații, fie formă care ai venit tu sau forma în care ai fost. Mă uitam la ceva, la calculator și în gând, nu știu, mi-a venit o imagine sau eram la calculator, nu mai țin minte. Știu că mi s-a dus mâna, nu așa, să... E mouse-ul, e tastatura. Mi s-a dus mâna sus cumva și să mișc lucrurile așa. M-a uimit foarte frumos gestul și amintirea. Și ăștia suntem în prezent, trecut, viitor. Suntem progresul științific. Progresul științific poate fi doar natură. Depinde ce proiectăm. E foarte frumos. Nu e natura, da, progres științific, nu. Zburăm cu racheta, nu. Mai bine săpăm niște căpșuni. Totul e împreună. Împreună se dezvoltă și se mișcă și vibrează și ce-ți place. Fiecare are gusturi diferite și. Da, și place să descopere lucrurile și toate sunt diferite și da, e frumos. Aia zic că să nu ne minunăm, o să ajungă copiii să-și aleagă ce vor să învețe, cum și digital sau nu, e opțiunea fiecărui copil, nu mai merge cu profesorii să vină, să le spună de ce au nevoie, copilul alege. Îi arăți două culori și simplu. De mic. Alegi două culori și el alege. Galben. Sau le alege pe amândouă, galben și verde. Nu